Iar acum hai să dăm o fugă la sală, pentru că acolo am găsit-o pe interpreta Evelyn, care ne-a dezvăluit cum reușește să fie atât de disciplinată la capitolul alimentație și sport. Evelina Vârlan, alias Evelyn, este o prezență scenică plină de grație, rafinament și feminitate. Interpreta se poate lăuda cu o siluetă sexy. Pentru a se menține în formă, tânăra petrece mult timp în sala de antrenamente. Nu este foarte complicat să te întreții bine dacă ai ambiție. Uite, eu ambiția asta o am de când am fost mică. Fac sport, am făcut dans, după aia m-am apucat de fitness și fac sală până acum. Ne-a dezvăluit că de ceva timp a început să aibă un regim de alimentație echilibrat, astfel că a exclus carbohidrații. Din meniul său nu lipsește fileul de pui, orezul, legumele și salatele. De cam 2 ani țin dietă. Cu dieta e mai complicat, că trebuie să mănânci din 4 sau din 3 în 3 ore, ceea ce implică niște responsabilități. Trebuie să te porți peste tot cu caserola, ceea ce am făcut și eu. Am mâncat și pe la TV și pe la radio și pe unde vrei, am fost cu caserola după mine. Lucrez foarte mult la tot corpul, mai ales la fesieri, pentru că e o parte a corpului foarte importantă pentru o femeie care trebuie să fie mereu în formă. Lucrez foarte mult la fesieri, de 2 ori pe săptămână fac antrenament pentru fesieri și picioare. Rar se întâmplă să lipsească de la antrenamente. Totuși, când se întâmplă să mai chiulească, interpreta resimte imediat această pauză. Avem țesut adipos care ne deranjează de multe ori când îmbrăcăm o rochie și vedem piele în plus cu un pic de grăsime, atunci nu e frumos pentru o femeie și încerc să scap de tot ce pot. Evelyn a reușit să cucerească piața românească datorită talentului pe care îl are, dar și frumuseții ei. Sunt acum implicată în proiectul meu cu Trupa Zero. Am lansat împreună, cred că, 4 piese, urmează să mai lansăm alte. Prea banal poate suna clișeu, jur să fiu lângă tine mereu. Inimile noastre, Diana asta s-au îndrăgostit. Evelina ne-a convins, dacă faci ce-ți place, rezultatul este unul pe măsură.